Marea Chie a fostului judector CCR, Tony Greble, după ce a fost achitat. Fostul judector CCR, Tony Greble, a fost vineri achitat de Cluj. Acesta a spus vineri la Antena 3 că judecătorii dovedesc din ce în ce mai mult ce judec după probele de la dosarii nu dupnite intestabilite de SRI IDNA. Am spus încă de la începutul urmăririi penale și de la chemarea la Nace n-am nicio legătură cu acuzaile, am ales să demisionez de la CCR pentru ce vulnerabiliza activitatea curii, supus de mult vreme unor presiuni nepermise. S-a încercat să reuiti reinerea mea pentru 24 de ore, tocmai pentru a crea o mai mare presiune asupra judectorilor. Judectorii au hotărât în unanimitate ce nu sunt nici măcar indicii ce s-ar fi comis vreo infracțiune. DNA a perseverat, i-a trimis dosarul în judecat. Punctzoluia este cea firească, iar judectorii dovedesc din ce în ce mai mult ce judec după probele de la dosarii nu dupnite criterii, intestabilite de SRI DNA, a spus Greble, la Antena 3. Întrebat dacă a fost tint din cauza legilor Big Brother pe care urmase să pronune CCR, Greble a afirmat, Coldai alii de la SRI împreună cu DNA au simțit că legile Big Brother le erau foarte utile pentru a face execuții sumare, ei au fost supraii pe acest lucru. Efortul de investiție în aparaturii programe adecvate era de peste 200.000 de dolari, astfel încât să dea un exemplu CCR, exemplul l-au dat prin mine. Fostul magistrat CCR a mai spus ce cel mai mult l-a deranjat faptul ce a fost plimbat în cetuie în ce întreg dosarul i-a afectat familia. Magistrații în altei curci de casație sublinierei justiție au decis, vineri, să le achite pe fostul judector al Curții Constituționale Tony Greble pentru toate infracțiunile de care îl acuzau procurorii, respectiv de fals în declarații în form continuate, trafic de influent, coordonarea unui grup infracțional sublinierei operațiuni economice incompatibile cu funcția. Decizia în altei curci de casație sublinierei justiție nu este definitivă.